Corner și gol. În minutul 9. Și este 2-0. Plohotniuc acum și 3-0, așadar Ceaun centrează până în linia, până la linia de 16 metri, apărarea Miroslavei lasă mingea să cadă și Poltenica face 3-0. Mulți suporteri ai Miroslavei. Să vedem cum pe Sonia. Nu faultează Sonia, intră în careu Sonia până la Abraham și Abraham înscrie. Da. Un meci disputat, dar cu victoria clară a Iași. Da, se vede că au o experiență mai mare, se vede că e o echipă mai puternică. Noi am ales să jucăm chiar în timpul meciului, am jucat cu 8 juniori. E o experiență unică pentru ei, au jucat contra Liga 2, cu o echipă bună care e pe primele locuri din Liga 2, așa că pentru ei e o experiență bună. Și pentru mine asta contează foarte mult. Ați avut câteva reproșuri la adresa brigăzii de arbitri? Nu, chiar nu e cazul. Nu e. A fost un penalty, probabil n-am văzut, dar nu e vorba de asta, e... Vă spun că eu mă bucur că copiii ăștia până la urmă au făcut un meci bun contra unei echipe puternice din Liga 2 din România. Ați avut șansă la un moment dat, bară la 2-0, puteți să reveniți în meci? Nu poți să zici că e șansă. Dacă dai gol, 2-1, după aia presezi, da, poți să zici că e șansă. Dar nu, v-am spus, eu sunt mulțumit de ce au făcut copiii ăștia. Care este obiectivul Științei pentru sezonul acela? Play-off. Vă gândiți cumva și la promovare? Ca să promovezi chiar și din Liga 3 pentru Liga 2, trebuie să ai un lot mai puternic. Noi deocamdată avem câțiva jucători buni, 12 jucători, dar e prea puțin pentru a ne bate pentru promovare. Avem nevoie de un lot de 16 jucători, cel puțin. Pe Politehnica, cum ați văzut-o? E pregătită să promoveze înapoi în elită? Eu sper. Țin cu Iașu, așa că sper să se îndeplinească obiectivul lor.